Dacă ai avea posibilitatea să alegi, ai alege întristarea sau batjocura? Până vă gândiți să răspundeți, o să încerc două explicații. Există o chestie în format fizic, electronic, care se numește agendă. Și ea a fost făcută ca atunci când faci o promisiune să treci acolo, data, ora, locul, ca să-ți aduci aminte și să te ții de cuvânt. Dar nu întotdeauna o folosim. Vineri seara m-a sunat, vineri în timpul zilei, cred că m-a sunat fratele Apolzan și a zis, sper că n-ai uitat. Am zis că nu, că la mine e liber, nu? Ce vezi că mi-ai promis. A fost greșeala mea că n-am scris. Eu am promis la o altă biserică, dar le-am rezolvat să fim în ambele părți, așa că n-am întârziat, că am vrut să întârzi. Eu am venit din Ogor și mulțumesc fraților care au fost îngăduitori cu mine. Al doilea lucru, pentru că n-am știut că vin la voi, e clar că mesajul nu mi l-am pregătit pentru voi. Dar săptămâna trecută mi-am făcut timp să mă uit puțin în Scriptură, încă o dată, pentru nu știa câtea oară în viață, la lucrarea Duhului Sfânt, la ce ne spune Noul Testament despre Duhul Sfânt. Mi-am amintit cu bucurie anumite lucruri și m-am gândit că s-au scris enorm de multe lucruri și s-au spus enorm de multe lucruri despre ce face Duhul Sfânt față de noi. Ce face Duhul Sfânt față de păcătos, ce face Duhul Sfânt în viața celui credincios. Și eu chiar cred că noi știm multe din lucrurile acestea și apelăm la Duhul lui Dumnezeu să se țină de cuvânt. Probabil că nu, adică nu probabil, sigur nu sunt eu chiar la curent cu toate. Aș fi totuși curios dacă cineva mi-ar putea spune câte lucrări, și mai micuțe, nu neapărat mari, s-au scris despre atitudinea mea față de Duhul Sfânt. Ce trebuie să fac eu față de Duhul lui Dumnezeu? Și am zis lucrul ăsta la duminică seara predica asta, ce-o fi? Bă, nu dă bine. Păi de ce să nu? După asta am zis, frate, aici e cel mai bine. Că dau o temă de casă și dacă nu-i bine, mă corectați și dacă e bine, ne pocăim. Ce ați ales, întristare sau batjocorire? Sper că niciuna. O să citesc două pasaje din Scriptură. Cu rugămintea ca Duhul Sfânt să le folosească și pentru mine și pentru voi. Amen. Efeseni 4:30, citesc pentru început. Bănuiesc că unii îl știți pe de rost, propun care nu-l știm să-l învățăm. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Vă invit să vă așezați. Cum spuneam, noi știm multe despre Duhul Sfânt, știm ce face El, ne bucurăm de lucrările Lui, apelăm la El să ne ajute, să ne binecuvinteze toate celelalte. Dar în aceeași măsură, cuvântul ne spune că și noi trebuie să avem o anumită atitudine față de Duhul lui Dumnezeu. Și să știți că sunt foarte multe îndemnuri și foarte multe avertizări în Scriptură care îmi atrag atenția să veghez cum mă comport, ce să fac, ce să nu fac, ca relația cu Duhul Sfânt să fie una corectă, una biblică. Și pentru seara aceasta am ales două. Prima este, nu știu dacă pot să spun mai ușoară, dar cel puțin suntem mai obișnuiți cu ideea aceasta să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și fără să vă supărați deloc,
Cred că toți știți că citesc dintr-o scrisoare care a fost scrisă cui? Bisericii, nu păgânilor. Deci Pavel nu spune păgânilor să nu-L întristați pe Duhul Sfânt, ci Pavel spune celor care au fost cercetați de Duhul Sfânt, celor care au fost convinși de păcate de Duhul Sfânt, celor care au fost convertiți de Duhul Sfânt, cei care au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, cei care au fost călăuziți de Duhul Sfânt, cei care probabil uneori făceau lucrări în puterea Duhului Sfânt, și unor asemenea oameni, că Efesul nu pot să spui că a fost o biserică rea. Știți că în Efes convertirile au fost dramatice. Unii din ei care se ocupau cu vrăjitorii și-au adus cărțile care valorau o grămadă de bani și le-au ars în locuri publice, mărturisind că i-au încheiat-o cu trecutul și că ei sunt ai lui Hristos. Cum poți să spui unor asemenea oameni, aveți grijă să nu-L întristați pe Duhul Sfânt? Și m-am gândit doar așa să arunc câteva idei practice care m-am gândit eu că l-ar putea întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o să încep cu ceva așa mai firesc, că nu sunt prea spiritual. Eu cred că folosirea greșită a trupului Îl întristează pe Duhul Sfânt. De ce credeți că eu cred lucrul acesta? Că am înțeles din Scriptură că atunci când Hristos m-a răscumpărat și a plătit pentru mine, a plătit pentru sufletul meu și a plătit pentru trupul meu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și trupul meu, la fel ca mintea mea, a devenit templu Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu. Trupul meu a devenit proprietatea lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, partea spirituală n-a fost plătită cu sânge și trupul plătit cu euro. Și pentru răscumpărarea trupului meu, Hristos a plătit cu viața Lui. Și a hotărât Hristos ca în mine, în toată ființa mea, și chiar nu mă interesează câte teologie aveți, eu mă duc așa pe varianta simplă. Parte materială, parte spirituală. Prin parte materială în 70, partea că ia, că trup, suflet, duh, cutare, zic câte vrei, tu nu mă interesează. Vreau în seara aceasta să spun, toate îi aparțin lui Hristos. Amin. Și eu cred că de fiecare dată când eu folosesc trupul în mod greșit, ce fac? Îl întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel puțin în prima parte. Știți că apostolul spune, oameni buni, hai să ne trezim, să fim serioși. Nu putem face tot ce voim. Pentru că firea pământească, cum este? Împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Adică nu poți fi și cu Duhul lui Dumnezeu, și cu firea, acum în fire, acum în Duhul, nu te poți juca cu asta. Și eu cred că de câte ori dau voie firii să facă ceva în mine, ce fac? Îl întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă place întristarea? M-ați putea invita într-o seară de tineret să le spun copiilor voștri cum să vă facă, că n-aveți destule. Cred că au ei idei și fără mine. Poate dacă aș veni să le spun cum să vă facă bucurie, da? Dacă ne-am duce doar pe textul acesta, ați putea citi înainte când spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă îmbrăcați în omul cel nou, să nu dați prilej diavolului, să nu păcătuiți, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Și apoi, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, ce să facă? Să piară din mijlocul vostru. Acum, sunt curios și eu, cum piere răutatea din mine? Cum piere critica din mine? Cum piere clevetirea din mine? Vă spun eu, omor eu. Asta spune cuvântul. Dar dacă prin Duhul faceți să moară, e altceva. Deci am spus, fiecare creștin trebuie să fie criminal.
Dar nu omori pe tata, pe mama, pe fratele de credință. Noi elea să zice că vă mușcați, vă mâncați, dar nu intrăm în asta, că e duminică seara. Noi ar trebui să fim criminali, dar noi trebuie să omorâm firea, păcatul, firea să o punem pe cruce și Duhul lui Dumnezeu să aibă libertate. Rețineți, de fiecare dată când nu folosim trupul cum vrea Dumnezeu, ce facem? Îl întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă îți permiți luxul ăsta, aș vrea să te mai gândești puțin. Dacă îți permiți să-L întristezi pe Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să te mai gândești puțin, pentru că Pavel are o logică pe care o exprimă bisericii. Deci am vrut să vin la voi cu întristare, am vrut să vă săpunesc așa, dar eu în sufletul meu aș fi așteptat când vin la voi, ce să-mi faceți voi? Bucurie. Și atunci Pavel raționează, Viorele, mă duc la ăștia din Corint, fac o lecție de dirigenție, îi spun să-și bage mințele în cap, îi bag pe toți în doliu și apoi aștept bucurie. Zic că, mă, nu cred că merge așa. Zice, dacă vreau bucurie, ar trebui, eu mă duc și le fac bucurie și frații ce o să facă? Bucurie, pentru că ce seamănă omul aceea? Va secera. Vă doriți neapărat ca Duhul Sfânt să vă întristeze? Nu, am înțeles. Noi îl întristăm cât putem, iar Duhul Sfânt ce să facă? Să ne învioreze, să ne mângâie. Da, sigur că El e Dumnezeu și poate să facă asta. Folosirea trupului în mod greșit. Vreau să vă întreb folosirea cuvântului în mod greșit. Ce credeți că produce în Duhul Sfânt? Știți, Apostolul Pavel spune că, Efeseni 6 cu 17, luați și coiful mântuirii și, ce să luați? Sabia cui? A Duhului Sfânt. Care e sabia? Care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci avem cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul Duhului Sfânt, pentru că nimic nu s-a scris de la om, ci oamenii au vorbit inspirați de Duhul Sfânt și mereu se spune, bine a zis Duhul Sfânt, nu ne vorbește Duhul Sfânt prin cuvânt. Iau cuvântul Duhului Sfânt și cum îl folosesc? V-ați dori cineva să ia cuvintele voastre și să le folosească împotriva voastră? Haideți să vă întreb, vă place când cineva dintr-o chestie care o spuneți, ia numai așa, mă. Asta se poartă și în lumea creștină, frate. Îți ia din predică o singură frază, devii viral, ai cântat ceva, ai făcut, devii viral, la... cum vă simțiți? Vreau să vă întreb un lucru, cum se simte Duhul lui Dumnezeu când noi luăm din Scriptură numai cât ne place și ce ne place? Dar ce spunem noi? Acesta este cuvântul Domnului și așa vorbește Domnul. E bine că totuși nu ne face semn că și ce are ce Duhul Sfânt. Păi n-ai obrazi. N-ai obrazi. Asta zic eu. Haideți să vă spun ceva mai grav. Eu pe unul îl știu expert în a folosi sabia cuvântului cum îi convine lui. Știți cum se numește? Dracul. Uitați-vă la discuția lui cu Domnul Iisus. Când Mântuitorul spune, eu mă țin de Scriptură. Nu asta, frate, dar eu nu cunosc Scriptura. Și vine diavolul și ia din Scriptură numai ce îi convine, cât îi convine, și îi pune în fața lui Iisus. Acum, cumva înțeleg de la dracu. Și la dracu e greu să înțeleg cum iei tu cuvintele autorului și să încerci pe autor să-l convingi că el a spus asta. Bun, dar la dracu-s cu putință și asta, știi? Adică la dracu toate relele-s cu putință. Dar să vin eu copilul lui Dumnezeu și să spun că eu vorbesc în numele lui Dumnezeu și că asta spune Duhul Sfânt prin Scriptură. Unde, fraților? Adică mă refer totul, Scriptura are două coperți. Știți ce înseamnă Duhul Sfânt în Scriptură? Cam de la asta până la asta. Bine, eu aud Evanghelia după lume, capitolul 12, versetul 14. Aud din astea. V-aș putea da acum, dar mai trebuie să vă dau și eu idei, că aveți destule. Lucruri pe care le folosim noi, uneori le cităm mai tare decât Scriptura. Cum se simte Duhul Sfânt? Eu vă întreb, cum se simte Duhul Sfânt când eu iau cuvântul Lui și îl folosesc,
ori pentru interesele mele, ori să-mi bat joc de alții. Știți că sunt unii care citesc Scriptura numai când citesc din psalm. Unii n-aș citi, dar știți că în psalm mai scrie din astea, sfarmă-le dinții, smulge-le măselele cu tare, da? No, unii citesc Scriptura, e cum, frate, dar cuvântul Domnului. Știu că au fost doi ucenici tare plini de râvnă și când ei au vrut să se cazeze la hotel la samariteni și samaritenii s-au uitat, da, voi sunteți evrei? Și totul e ocupat. Ăștia a Domnului Iisus, doar asta, zic că Iisuse, ne dai voie să procedăm biblic. Din toată Scriptura, știți ce și-au adus ei aminte? Pârjolul lui Ilie. O zic că să coboare foc, să-i pârjolim acolo pe toți. Și nu e o chestie de greșeală. Domnul Iisus își permite să spună, nu știți de ce? Păi cum să iei tu cuvântul Duhului Sfânt, care vrea salvarea oamenilor, și tu să-i trimiți pe oamenii în iad? Că doar știi că-s nemântuiți. Pentru că nu ți-o dat ție cameră la hotel. Păi dacă ești al lui Iisus, da? Bun. Ce am zis? Folosirea trupului și folosirea cuvântului. Credeți în darurile Duhului Sfânt. Sper să credeți măcar cât cred eu. Adică eu cred mai mult decât pot înțelege. Să pună Duhul Sfânt dar în viața ta și să-L folosești în mod greșit. Cam ce crezi că îi produce Duhul Sfânt? Ce îi produce? Pentru că din câte înțeleg eu din Scriptură, toate darurile pe care le dă Duhul Sfânt au de-a face cu gloria lui Dumnezeu, au de-a face cu binele împărăției, au de-a face cu slujirea bisericii. Trebuie să ne slujim unii pe alții, să ne zidim unii pe alții și prin toate darurile trebuie să fie înălțat Hristos. Amin? Când eu îmi permit să folosesc un dar ca să mă dau eu mare, când eu mi-aș permite să folosesc un dar împotriva altuia, sau să-l umilesc pe altul, sau alte lucruri, cum credeți că se simte Duhul Sfânt? Dătătorul, sursa. Încerc varianta scurtă, că nu știu, v-ați schimbat ceasul și merge repede. Le pun așa împreună, aroganța și orice alt păcat. Ce credeți că îi produc Duhului Sfânt? Bucurie, nu? Știți de ce am spus aroganța? Pentru că sunt într-o biserică de pocăiți. Și dacă există o categorie de oameni aroganți în lume, știți cine sunt? Pocăiți. Dacă vorbim cu cei din lume, noi cu cei din lume, știți care a fost atitudinea? Noi, a lui Hristos, vedem raiul, acolo suntem lângă Iisus și voi la cazane și la smoală. Stai să ne înțelegem. Eu cred în iad și cred în rai. Mă doare că unii se vor duce în iad și mă bucur că unii se vor duce în rai. Dar nu cred că cel mântuit a fost mântuit de Hristos să se dea mare. Pentru că dacă eu înțeleg mântuirea, știți ce înțeleg? Că nu există mântuire nimeni altul decât în cine? Este în Iisus Hristos. Și știți ce înțeleg? Că am fost mântuit prin har, prin credință. Nu vine de la mine, este darul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a arătat îndurare față de mine și Dumnezeu m-a așezat într-o conjunctură, că au fost oameni care mi-au explicat Biblia, mi-au explicat cum să mă pocăiesc, cum să cred, ce să fac. Dacă am crescut într-o biserică care s-a rugat pentru mine, ce merit am eu față de cel care... Poate am învățat prima dată, nu știu, o rugăciune sau psalmul 23, m-o fi învățat bunica. Știți ce a învățat un alt coleg de-a meu, probabil? Primele cuvinte au fost înjurături, așa l-a învățat taică, sau așa l-a învățat maică, sau blesteme și toate astea. E normal că trebuie să-i spun adevărul. Dar nu eu sunt acolo, dita mai, sfântocul, și el e nenorocitul lumii. Eu cred că de multe ori pe noi, pe pocăiți, nu cuvintele ne-au dezavantajat, că noi am spus adevărul. Și ce ne-a dezavantajat? Atitudinea. Și acum vă întreb un lucru.
Acum, după o vreme, ne mai putem da mari. Știi că înainte i-am dat, noi și voi, cine suntem noi, și mă bucur de bunicii noștri cum au trăit, de părinții noștri, dar noi ne mai putem da mari, că... Știți că dacă înainte ziceam la noi nu așa, la noi nu așa, la noi nu așa, acum... Ar zice unul, domnul Iuca, ce-o cu mic? Că am angajați, am verișori, o am pe soacră mea, eu nu, adică eu, voi fi eu din lumea cu tare, dar eu trăiesc între oameni. Ce poate să fie în inima Duhului Sfânt? Când eu un salvat prin har, care am fost chemat să cal pe urmele lui Hristos, sunt mereu cu nasul pe sus, nimeni nu se apropie, nu mă gândesc la el, eu. Spuneți-mi, de câte ori l-ați văzut pe Hristos așa în atitudinea față de păcătoși? Eu personal nu cred că a existat predicator pe fața pământului care să vorbească mai clar despre iad și despre mânia viitoare ca cine? Ca Iisus Hristos. Deci dacă vrei să știi adevărul despre iad, cel mai tare și cel mai dur, știi cine este? Fiul lui Dumnezeu. Dar știți cu ce atitudine vorbea El? Plângând, suferind. El care a venit, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng? Și nu te-ai lăsat. Și mă doare pentru asta. Aroganța și orice alt păcat. Dar am zis să pun aroganța. Puneți voi ce vreți. Cred că îi produce întristare Duhului Sfânt. Spuneți-mi, dar folosirea timpului de har în mod greșit, ce-i produce Duhului Sfânt? Să vă citesc un verset. Evrei 3:7. De aceea, cum zice cine? Duhul Sfânt. Citiți voi. Ce zice Duhul Sfânt? Astăzi. Bun. Duhul Sfânt zice astăzi. Ce zic eu? Stai să ne înțeleg. Ideea e faină, principiul e bun și cândva îl iau și eu în calcul. Dacă vorbim de pocăință, dar sunt oameni care nu refuză pocăință. Dom'le, pocăința e foarte bună, să știi că și eu am un plan. Și da, asta e bun, asta e bun, asta e bun. De ce noi pocăiți zicem noi neapărat că nu sunt bune lucrurile pe care ne le cer Dumnezeu? Sunt bune, dar când? Nu știu dacă v-am spus, pentru mine e așa curios să vezi în poporul lui Dumnezeu și vă dau o idee din Vechiul Testament, că atunci ai departe de noi și nu ne temem de ea. Și asta e periculos. Dumnezeu spune, ați ajuns la marginea Canaanului, intrați în țară. Începe ăștia, aoleu, maică, i-am văzut pe ăia acolo, ne mănâncă, ne distrugă, copiii noștri, bocetul sfânt, ne legem că pe tine. Nu ne ducem, frate, nu ne ducem. Dumnezeu spune, dacă nu vor să meargă, e ok pentru mine, pentru 40 de zile vă dau cadou 40 de ani, pribegiți în pustie să se întâmple. Asta a fost seara. Dimineața, zic că, băi, frate, nu-i bine. Intrăm în Canaan. Moise zice, o pleca trenul. Adică Duhul lui Dumnezeu te ajută când vrea El. Dumnezeu are timpul lui. Aseară poarta era deschisă, puteați zbura, aveați fereastră. Acum nu vă duceți că o luați pe cocoașă. A, mă, frate, dar ce Duhul Sfânt ne spune nouă când să face? Câteva ore ne-am hodinit. Nu, frate, plecăm. Și? Au plecat unii, chiar de tot. Păi stai un pic. Cum adică Duhul Sfânt e în control și cu timpul? El hotărăște nu doar ce și când? Adică în viața poporului său și a copiilor săi, Dumnezeu chiar poate să hotărască și timpul? Deci e important să te măriți bine sau să te măriți bine și când trebuie? Lasă, știm noi asta, le aranjăm noi cu sala de nunți, cu trupa de închinare, cu predicatori, ce contează când vrea Domnul, da? Dar binecuvântarea Domnului vrea. Vedeți, când noi ne dăm mai deștepți decât, că de fapt asta facem, când Duhul lui Dumnezeu spune, astăzi trebuie să faci lucrul ăsta.
Și eu iau o altă hotărâre. Nu sunt împotriva lucrării. Dumnezeu le spune, acum e vremea să-ți vedeți templul. Stau ei, se gândesc, bărboșii aia lui Israel, că nu-i vremea acum. Bine, nu-i vremea, că trebuia să-și facă ei vile, știi? Și Domnul a spus, băi, interesant, deci pentru casa Domnului nu-i vremea, nu-i? Da, pentru voi e bine, frate, nu s-o scumpi materialele, nu, totul e bine la voi. Păi stai un pic, dacă Dumnezeu spune acum, acum treci Iordanul, acum treci Marea Roșie, acum te duci la luptă, acum vii la închinare. Să-i spun eu, ideea e bună, e faină, dar... Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Asta a fost partea mai ușoară. A doua e un picuț mai grea, pentru că o să deschid la evrei. Și în Evrei, capitolul 10, există un cuvânt pe care n-aș vrea să-l citesc. L-ați găsit? Haideți să citim versetul 29, Evrei 10 cu 29. După ce vorbește despre pedepse pentru alții, spune, cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și ce va face? Își va bate joc de Duhul Harului, de Duhul lui Dumnezeu. Eu o vreme am crezut că asta cu întristare e grea. Acum, stați, știu, asta am știut. Știu că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori. Ați citit asta? Dar în afara bisericii, nu? Nu ne gândim că o să fie în biserică batjocoritori. Concluzia mea cumva este, uitându-mă prin scriptură, prin istorie, că societatea, din nefericire, influențează destul de mult biserica. Bine, ar trebui să fie altfel, dar societatea influențează destul de mult biserica pe multe lucruri. Și dacă toată lumea în jur batjocorește, se mai lipește un pic și de noi. Bun, dacă se lipește de noi, ce face? Ne batjocorim unii pe alții. Prin biserici nu sunt din ăștia care se batjocoresc unii pe alții. Nu, în Oradea. Eu însă circul și prin alte zone și... Bun, batjocoritor ca unii pocăiți. Rar de găsit, ascultați-mă, da. Cum pot bate ei joc de frați, unii își bat joc de biserică. Dar aici ideea nu e că dacă îl batjocorești pe fratele și sora, care oricum mi se pare enorm de grav. Aici e vorba că îl batjocorești pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar dacă tot i-am menționat pe frați, vă aduceți aminte de Saul din Tarsa, la voinicul? Știți că atunci când îl întreabă Hristos pe drumul Damascului, știți că nu îl întreabă de ce prigonești biserica? Știți ce întreabă? Că de ce lovești în mine? Păi cum? De ce ea sunt ai mei? Ei sunt copiii mei, ei sunt frații mei, ei sunt răscumpărații mei. Tu îi lovești pe ei, dar ce faci? Mă lovești pe mine. Și sigur, Domnul îi spune lui Saul atunci, poți continua numai dacă îți asumi, că de azi înainte, dacă mai lovești, o să te doară. Dai cu piciorul în țepuș, o să te doară. Deștept ăsta, deștept, când o zis că îl doare, o zis că mă opresc aici, mă ierți, da, ne oprim aici și am încheiat-o. Și atunci eu întreb, chiar dacă am vrut să o fac mai ușor, când îți bați joc de un frate sau o soră de credință, care nu-i ca tine, n-are darurile tale, n-are maturitatea ta, nu știe Biblie ca tine și toate cealaltă, e fratele ăla neînsemnat și slab, sora aia neînsemnată și slabă, când îți bați joc de el sau de ea,
De cine îți va joc? În aia nu locuiește Duhul Sfânt. De cine îți va joc? Haideți să vă întreb altceva. Când aud și eu așa, când spunem că Duhul lui Dumnezeu locuiește în oameni netransformați, noi ce facem? Ne batem joc de Duhul Sfânt? Când spui că Duhul lui Dumnezeu locuiește într-un păcătos, când spui că Duhul lui Dumnezeu, atunci noi nu ne batem joc de Duhul lui Dumnezeu. Adică Duhul lui Dumnezeu este Sfânt. Duhul Sfânt cum este? Sfânt. Deci Duhul Sfânt locuiește într-o inimă plină de păcat. Corect? Pe asta nu-i bătaie de joc la adresa Duhului Sfânt, care spune, Domnule, eu sunt Sfânt, păcatul nu poate sta în prezența mea. Oamenii, ca să fie în prezența mea, trebuie să se pocăiască, să se sfințească. Ca eu să locuiesc acolo, trebuie ei să devină sfinți prin Iisus Hristos. Când eu aș afirma că Duhul lui Dumnezeu găsește plăcere, El locuiește și în ăla, și în ăla, prin asta, eu nu-mi bat joc de Duhul lui Dumnezeu. Aici nu e așa de grav la noi, haideți să mă întreb altceva. Dar când spun că Duhul lui Dumnezeu nu locuiește într-un copil al lui Dumnezeu, ce fac? Când Hristos spune că El locuiește în toți copiii Lui. Și toate astea, când eu mi-aș permite să spun că fratele n-are Duh, ăla n-are Duh, ăla... Eu ce fac vis-a-vis de Duhul Sfânt? Să vă mai spun una. Cum credeți că se simte Duhul lui Dumnezeu când noi îl implicăm în lucrări păcătoase și spunem că le facem în numele Lui? O să plec de la o chestie foarte simplă. Că acum sunt un pic mai liniștit, că o trec cu roșiile, nu puteți arunca chiar cu multe roșii în mine și oricum n-ați fost pregătiți. Noi avem niște stiluri de a ne ruga. Și ca să fim noi siguri că ne ies toate figurile, avem două fraze la final. Toate acestea te-am rugat în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Serios. Eu zice să ne scriem rugăciunile. Eu zice să ne scriem rugăciunile și să vedem ce cerem noi câteodată în rugăciune. Și apoi venim și spunem, vezi că toate astea, Duhul Sfânt, o pus pe cetea, tot, da? Asta îi spunem noi Tatăl. Știi că eu vreau să mă asculte și bag cu Duhul Sfânt. Păi cum pot să cer eu numele Duhului Sfânt ce n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt? Cum pot să cer eu împlinirea dorințelor mele egoiste, uneori a păcatelor mele, să ne binecuvinteze Domnul în toate planurile și figurile noastre, care n-au nicio treabă cu împărăția lui Dumnezeu, dar îl bag acolo pe Duhul Sfânt. Asta nu e o bătaie de joc. Adică dacă te-ar lua unul așa niște chestii, numai să folosească numele tău, știi, pentru pa, pa, pa. Și ai auzit, la un moment dat, frate, eu m-am ales să bag joc de mine. Păi când am avut noi discuția aia? Când ți-am permis eu? Când am spus eu chestia asta? Când? Caut că așa, acolo, acolo, tot pomenești numele meu. Unii, frate, nici nu-L cunosc pe Duhul Sfânt. Da? Asta nu-i bătaie de joc. Și ce mi se pare mie interesant? Știți cine a pătat, în scris, cum vedem noi, știți cine a pătat prima dată imaginea bisericii? Știți cine a pătat? Vă ajut eu. Fapte 2, coboară Duhul Sfânt, predici, pocăință, binecuvântări, har, Petru predică, ăștia aici omăgesc, mai cu tare, se mai botează de la 3.000 la 5, la cu tare, și ai fapte, capitolul 2 frumos, capitolul 3 frumos, capitolul 4 frumos, capitolul 5 fleașcă. Deci eu până la capitolul 4 văd imaginea bisericii nepătate. Pagini de aur în istoria bisericii. În capitolul 5, cine? O familie. Uniți, frate, una amândoi. Și știți care este întrebarea lui Petru? Cum v-ați permis să îl mințiți și să-l ispitiți pe Duhul lui Dumnezeu?
Cum ați permis să credeți că Duhul lui Dumnezeu nu vă cunoaște viața? Că facem noi figurile astea, Dumnezeu nu știe, rămânem binecuvântare, dăm bine. Și asta spune, cum ați putut gândi așa ceva? De fapt, întrebarea este, cum v-a orbit Satana mintea să ajungeți voi din biserică să credeți așa despre Duhul Sfânt? O să vă mai spun una, că e bine că nu e an electoral. Oare când alegem slujitori care ne plac nouă, noi nu ne batem joc de Duhul lui Dumnezeu? Așa o întrebare pentru mine. A cui e biserica? A Domnului. Slujitorii a cui sunt? Ca regulă am înțeles eu că acolo spune să aveți grijă că slujitorii ăștia au fost puși peste biserică de către cine? De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da, și se spune acolo foarte clar. Apoi vorbim, s-a părut nimerit cui? Duhului Sfânt și nouă. Mă îngrozesc, frate, când aud astăzi, când aud din astea, și apoi și știu ce știu. Vă spun acum o mărturisire, că oricum nu mai vin o vreme aici. Mi-a zis unul care se implica în politică, o zic că, știi de ce îmi place mie acolo? Că nu-L pomenim pe Dumnezeu. Deci acolo totul e afaceri. Acolo între mine și tine, bă, eu știu că la punctul 3 e afacerea ta, că ești tu de acolo, vezi că la 2 e afacerea mea. Nu-mi dai votul la 2, nu ți-l dau la 3. De ce nu începem cu rugăciune, nu sfârșim cu rugăciune? O să știi unde mă apucă groaza. Unde începem cu rugăciune și sfârșim cu rugăciune și între cele două rugăciuni e mai rău ca dincolo. Pe când e vorba de slujitori în biserică, vine cuvântul și spune, alegeți dintre voi. Oameni cum? Plini de Duhul Sfânt. Și noi când alegem oameni care nu sunt plini de Duhul Sfânt și nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt, noi ce facem? Noi nu ne batem joc de Duhul Sfânt. Că mai zice că asta, că toate celelalte, da? Haideți să închei întrebându-vă următorul lucru. Știți toți istoria. Fuge unul la Domnul Iisus Hristos și spune, bunule învățător, ce să fac ca să am viață veșnică? Domnul se oprește, îi spune și ce face ăla? Aude, dar nu face. Cum rămâne Domnul Iisus? Întristat, așa-i? Iisus, pentru că îl iubea, vede ce a ratat, pleacă întristat. Să vă întreb altceva. Dacă Iisus rămânea în regiune și a doua zi venea același om și spunea, bunule învățător, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Ce credeți că îi spunea Iisus? Același lucru. Și el ce făcea? La fel. Iisus cum rămânea? Întristat. Ați putea să mă ajutați să-mi spuneți de la câta oară Iisus nu s-ar mai fi simțit doar trist, ci l-ar fi întrebat, mă, tu îți bați joc de mine? De o lună de zile vin fiecare zi și ce mă întreb? Ce să fac? Ți-am spus de fiecare dată, da. Ce ai împlinit? Nimic. Și ce vrei să spun? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ar fi avut dreptul să zică, tu chiar îți faci joc de mine? Înțeleg că prima dată, înțeleg că n-ai priceput și ai venit la două oră, deci te duce mintea, văd că da. Băi, ai venit a treia oară. Ai venit a cincea oară. Adică tu îți bați joc de mine, vii la infinit, fără să ai nici măcar cea mai mică intenție să te schimbi? Lucrul acesta îl spune Dumnezeu poporului evreu. Îi spune profetului, du-te la ușele casei Domnului. Și spune, așa vorbește Domnul. Mă întrebați în fiecare zi ce să faceți. Și ce faceți după ce faceți? Nimic!
Nu vă interesează nimic din ce îmi spun eu, dar vă dați mari, noi în toată ziua îl întrebăm pe Domnul, că noi vrem să fim în voia Lui. Dacă m-ați întrebat pe mine, cred că aici cumva ar fi marea diferență. Când îmi spune Hristos prima dată și nu fac, cred că Iisus se întristează, se mâhnește, pentru că El este adevărul, îmi spune cu iubire, îmi spune deschis și dacă eu fac pe șmecherul. Nu știu când îl întreb a doua oară, dar în momentul în care îmi vorbește Duhul lui Dumnezeu, azi, mâine, nu contează, când vorbește prin Scriptură, când vorbește în adunare, când vorbește printr-o cântare, printr-o poezie, printr-un frate, prin cineva, dar când Duhul lui Dumnezeu îmi spune mereu și eu tot nu fac, dar pozez că sunt cel mai dornic să cunosc voia lui Dumnezeu. Doamne, dar venim la Tine, facem, vorbește-ne. Eu cred că asta e bătaie de joc la adresa Duhului Sfânt. Eu v-am permis dacă v-am întrebat dacă vă permiteți să-L întristați pe Duhul Sfânt. Eu nu-mi permit. A, mă întrebați, nu l-ai întristat niciodată? Îmi place să cred că atunci când l-am întristat, de cele mai multe ori n-a fost în mod voit. A fost un accident, o greșeală. Asta nu înseamnă că nu l-a întristat. Dar a fost ceva din vina mea, dar nu intenționat. M-aș îngrozi la gândul că voi sta în fața lui Dumnezeu și i-am produs întristare în mod intenționat. Dar să ajung să-L batjocoresc pe Dumnezeu? Să-mi bat joc de Duhul lui Dumnezeu? Frații mei, am o veste bună. Că l-a menționat pe Saul din Tars. Știți ce a spus? Am căpătat îndurare, măcar că mai înainte eram, și printre altele spune, un batjocoritor. Și am înțeles de aici că și batjocoritorii se pot pocăi. Dar din câte știu eu, a fost o zi în care Pavel s-a oprit din batjocură și a început o viață nouă și a fost altcineva, a trăit prin Duhul, a umblat prin Duhul și l-a slăvit pe Duhul lui Dumnezeu. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru toți cei care nu l-ați întristat pe Duhul Sfânt. Nici când ați citit Scriptura, nici când ați auzit o provocare din partea Lui și ați fost ascultători, țineți-o tot așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care nu v-ați permis niciodată să-L batjocoriți pe Duhul Sfânt. Dorința mea este să nu cumva să vă permiteți. Dar o să vă spun ceva. Dacă vă trece prin gând, frate, eu poate am făcut-o în mod inconștient. Ascultă-mă. Și păcatele din neștiință sunt tot păcate. Și ar fi vremea să nu mai fim în necunoștință. Dacă vrem să-i producem bucurie Duhului Sfânt, nu întristare, dacă vrem să glorificăm numele Lui, nu să batjocorim numele Lui, atunci haideți să punem mai mult mâna pe Scriptură. E cuvântul pe care Dumnezeu ne l-a dat prin Duhul Sfânt.
Și cuvântul acesta ne va învăța cine este Duhul și cum trebuie să folosim tot ce ne dă Duhul, ca El să fie înălțat, nu noi, ca biserica să fie sfințită, ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Odată poate fi întristare. Și acum aș întreba și eu înainte de rugăciune, așa, vii la biserică, asculți atâtea predici, te cheamă Dumnezeu de atâtea ori să te pocăiești și nu te pocăiești. Ce faci? Îi produci bucurie Duhului Sfânt. Știți, Scriptura spune, cine are urechi să asculte ce zice Duhul. Eu ascult ce zic prietenii, ce zice ăla, ce zice Michiduță, dar n-ascult de Duhul lui Dumnezeu. Odată îl întristez, a doua oară îl întristez. Nu știu dacă v-ați hotărât. Care e numărul de la care nu mai e întristare, ci e batjocură? Ne poruncește Dumnezeu, mie și vouă, fraților, bărbaților, iubiți-vă nevestele, aveți grijă așa, da. Îmi zici odată, de două ori, de șapte ori, odată nu fac, odată n-am priceput, odată n-am chef, da. Bănuiesc că de fiecare dată îi produc ce? Întristare. Și când trec de la întristare la batjocură? Pentru că altfel eu vin în biserică, acasă, Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să-ți produc bucurie, vreau să fiu pe plac, dar nu fac nimic din ce îmi spune Duhul lui Dumnezeu. Asta nu e un fel de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Vă gândiți și o să spun la surori nimic. Că ele știu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.